În timpul slujbei se recapitulează momentele culminante ale activității Mântuitorului, pentru că abia acum prinde contur întreaga sa învățătură pe care o va desăvârși pe cruce. Denia de miercuri seara este slujba utreniei Joii Mari, după care urmează liturghia Sfântului Vasile cel Mare, unită cu vecernia. Denile, așa cum spuneam, sunt slujbele care se săvârșesc seara, dar care reprezintă utrenia celei de-a doua zi. Denia de miercuri este vânzarea lui Iuda, gândurile care îl duc pe Iuda la concluzia că ar fi bine să fie dat în mâinile arhiereilor. Preoții spun că întreaga săptămână este una deosebită din punct de vedere liturgic de restul anului bisericesc. Este numită Săptămâna Mare pentru că în ea retrăim pătimirile Mântuitorului Hristos și fiecare zi marchează un eveniment deosebit. În această săptămână este foarte important să lepădăm toate cele rele câte ne-au trecut prin minte, prin viață, prin simțire, prin cuget, prin faptă și să simțim această perioadă exact moment cu moment, pas cu pas. Prin spălarea picioarelor, Mântuitorul Hristos dă pildă de smerenie ucenicilor săi, așa cum mărturisește El însuși în Evanghelie. Dacă eu, Învățătorul și Domnul, v-am spălat vouă picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, că v-am dat vouă pildă, ca precum eu am făcut vouă, să faceți și voi. Cel mai important lucru pentru oameni este să participe la slujbele Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului. Aceasta este și chemarea Sfintei Biserici în Săptămâna Mare. Veniți toți credincioși și să ne închinăm Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos.